acest weekend am fost confruntați cu o problemă, o speță care a fost mediatizată. Este vorba de un părinte care și-a omorât doi copii nou născuți, o fetiță și un băiat. Primul omor a fost comis în 2012 și la un interval de 16 ani, în 2015, alt omor. Ce aș putea să spun? S-a luat măsura imediată, arestarea preventivă pe 30 de zile a inculpatului, recunoaște fapta, nu a declarat contestație la măsura preventivă, a existat o deosebită operativitate și în prezent cercetările continuă. Cauza a fost complexă, locul este deosebit de anevoios, este un relief în care s-a pătruns cu greu. Este un dosar de anchetă proprie, s-a lucrat extraordinar cu poliția, este șeful echipei de investigații criminale, domnul Lăzărescu. Aș mai putea să spună că s-au găsit oasele celor doi nou născuți, ceea ce este un lucru benefic. În lipsa cadavrului, situația ar fi stat altfel, indiferent de recunoașterea inculpatului. Și în prezent cercetăm o complicitate morală a soției inculpatului. Cei doi au fost căsătoriți și sunt căsătoriți. În această familie, la ora actuală, sunt 5 copii. Din ancheta realizată până în acest moment, lipsește copilul 4 și copilul 7. Cei doi copii nou născuți uciși nu au fost înregistrați la primărie. Motivația inculpatului asupra faptei abominabile care a făcut-o este sărăcia și condițiile vitrege de viață. S-a prezentat la fața locului și Direcția pentru Protecția Copilului. Unul din copiii rămași în familie este major, ceilalți sunt minori. Deocamdată doresc să locuiască împreună cu mama, tatăl fiind arestat. Vom face în continuare investigații. Ar fi de spus că la fața locului, sub urmărirea procurorului de la partea de pe lângă tribunalul Craiova Severin, autorul a fost găsit acasă și a indicat locul unde am grupat cei doi nou născuți, la o distanță de aproximativ 200 de metri de casa unde locuiesc, sub o stâncă. Autorul a recunoscut fapta și a recunoscut fapta și a colaborat cu organele de poliție. Inițial s-a luat măsura reținere pentru 24 de ore și ulterior s-a emis un mandat pentru 30 de zile. Și în continuare se desfășoară activități specifice pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurării comiterea acestor fapte. Ce pot să vă spun în acest moment este că imediat după nașterea celor doi copii, autorul i-a luat, i-a băgat într-o pungă și i-a ascuns în locul sus menționat. I-a acoperit cu pietre, cu pământ. La Artostul sunt încadrarea pentru care am reținut-o eu, este artă eu, adică procurorul de caz, două infracțiuni de omor asupra unui membru al familiei, fapte prevăzute la 188 alineatul codul, 188 alineatul în codul penal, raportat la 199 alineatul în codul penal, cu aplicarea la 38 alineatul în codul penal. Pedeapsa pentru art 188 este de la 10 la 20 de ani, la art 199 se poate aplica o pătrână. Însă, precizez, pedeapsa o stabilește judecătorul. Nu îi reținem încadrarea juridică, dar judecătorul dă pedeapsa.